Minerii de la Vulcan, Paroșeni, Lupeni și Lonea s-au răsculat miercuri dimineață. Aproximativ 300 de oameni au refuzat să intre în șut, iar schimbul 1 și 2 de la mina Lonea și Lupeni au venit în fața Companiei Naționale a Huilei din Petroșani. Ortacii au plecat pe jos în marș și au scandat pe toată durata drumului că vor demisia celor de la Compania Huilei. Ce ați venit astăzi aici în fața companiei? Păi am venit din plăcere, cred că am venit. Ce vă nemulțumește? Optim? Ce vă nemulțumește? Nemulțumește că nu s-a terminat actele care trebuia. Ați luat mai puțin bani? Păi da, bineînțeles, luăm de timp încoace mereu bani, mai puțin. Cam cu cât? Păi luăm 13-14 milioane rest de plată, să tragem ca mai rău ca animale. Pentru că luăm cu 20-25% în fiecare lună mai puțin, s-a mărit prețul la tona de cărbune, în salarii nu se vede. Forța de muncă e din ce în ce mai îmbătrânită, nu s-au mai făcut angajări de peste 10 ani, din 2000 nu s-au mai făcut angajări și traiu de zi cu zi. Pur și era un meeting anunțat pentru mâine, totuși astăzi ați refuzat să intrați în șut. Nu am refuzat, știam că nu s-a semnat protocolul și nu s-a ținut cont de el și normal că atunci trebuie ceva măsuri luate, nu? De ani de zile, tot nimic, tot minciuni, ne-am săturat de atâtea minciuni. Până când sunteți dispus să rămâneți aici în fața companiei? Până să primim toate drepturile care ni se cuvin. Ce înseamnă asta? Sunt măriri de salarii. Și stați azi aici? O să stăm astăzi și mâine și poimâine. Liderii de sindicat spun că au trimis ministrului economiei o notificare prin care au cerut demiterea actualei conduceri a companiei Huilei, pe motiv că nu au reușit să le rezolve revendicările, deși ele au fost parafate. Da, avem o adresă către ministrul Ion Aridon, prin care solicităm inclusiv demiterea întregii echipe manageriale, atâta timp cât nu primește sprijin pentru rezolvarea problemei companiei. Directorul general al companiei Huilei, Constantin Jujan, a purtat în curtea CNH un dialog cu ortacii, cărora a încercat să le răspundă la întrebări. Și atunci să vedeți dumneavoastră dacă vă ajunge! La toți economie! Da, atâta e adevărul fită pe lume treaba asta, că doar nu vine toți direct. De ce ne-a scos în stradă? De ce ne-a scos în stradă cu soluțiile dumneavoastră? Care nu ne dați revendicările astea, care v-am cerut? Sindicaliții noștri i-am trimis la dumneavoastră de când dracu i-am trimis. I-ați păcălit de fiecare dată. Deci noi dorim semnarea unui act adițional care să rezolve revendicările noastre. Și nu plecăm de aici până nu se rezolvă și se semnează acel act adițional. Minerii au răbufnit încă de marți seară când angajații din schimbul 3 de la exploatarea minieră Vulcan au intrat cu întârziere în șut și au cerut explicații conducerei minei. La fel s-a întâmplat și la mina Lupeni, Livezeni, dar și la Paroșeni. Mai mult, minerii au cerut chiar ca în Valea Jiului să vină ministrul economiei pentru a rezolva situația. Ortacii aveau anunțat un meeting pentru joi la ora 14, însă, pentru că în 1 februarie a fost data la care trebuiau să intre în vigoare mai multe protocoale semnate, ei au răbufnit cu o zi înainte.